fie că au dansat singuri sau împreună cu formația sau ansamblul din care fac parte, tinerii dansatori au dat tot ce au putut pe scena Teatrului de Stat din Constanța, care s-a transformat în scena Festivalului Național de Dans pentru Copii și Tineret Louis Star Grand Prix. Un festival de dans, avem toate categoriile de dans, avem un juriu impresionant, Monica Cherecheș de la Oleg Danovski, Stella Cocârlea și Liviu Manolache. Sperăm ca toate lucrurile să se întâmple frumos, copiii și profesorii coordonatori să fie mulțumiți de faptul că au acceptat invitația noastră. La eveniment au participat copii din toate colțurile țării, numărul celor care au urcat pe scenă la prima ediție a festivalului depășind 200 de copii. Musafirii noștri sunt din Oltenița, Amara Ialomița, Galați, București sector 6, Constanța și împrejurimi și așa mai departe. În sala de repetiție se lucrează mult pentru ca micii artiști să poată urca pe scenele unor astfel de festivaluri. Ne pregătim săptămâni, mare muncă, câteva ore pe zi. Ce înseamnă dansul pentru voi? Dansul înseamnă pasiune, viață, muncă. Ne exprimăm sentimentele. De cât timp faceți? Eu fac de 7 ani jumate aici. Eu de 8 ani jumătate. Iar eu de 6 ani. Ce simțiți voi atunci când urcați pe scenă și toată lumea vă aplaudă? O bucurie extraordinară. Da. Ce înseamnă un astfel de festival pentru copii, pentru experiența lor? Înseamnă dragoste de scenă, înseamnă împlinirea muncilor, înseamnă ieșirea din sală și contactul cu publicul, înseamnă absolut dragoste pentru această artă, pe care copiii o îndrăgesc, absolut voluntar. Ei vin și fac această activitate extrașcolară, fără niciun fel de obligativitate, ci doar dragostea lor pentru mișcare, pentru dans. Deși se află la prima ediție, festivalul poate fi declarat un succes, iar organizatorii își doresc să facă din acesta un eveniment de tradiție.